Montanul și Prietenii săi podcast nu futilități. Mai înainte de toate, trebuie să recomand trei discuri care două dintre ele au apărut, unul trebuie să apară zilele astea. Este vorba despre noul Megadeth. Excelent. Este vorba de noul Ozi, care are niște colaborări foarte interesante cu Jeff Beck, Eric Clapton, Tony Iommi, un băiat de la formația Paul Jam, scapă cum îl cheam acum. Uh, Bassistul de la Metallica și toboșarul de la Red Hot Chili Peppers. Uh, și mai apare The Cult. Am auzit vreo două piese. În ce oh, uh, Bună întrebare. <laughs> dar uite că ăștia care au, au, o etate, ca și noi, de altfel încă, încă mișcă. Bună seara, Silviu Munteanu, sunt, stai să mă dau mai încet că țip cantare, am ocupat vastele studio Radio 7, suntem pe 103 cu 4, suntem și video live pe YouTube, sigla cu pisica neagră, dacă vă uitați la noi, un subscribe, dar și un like ar fi foarte apreciate și ne-ar face mai vizibil. Prietenul Radu Rizea a revenit printre noi la podcastul Vieții. Hello, hello. Specialistul nostru în vinuri și strașnic partener de pahar. Bine ai revenit! Bine te a regăsit, a trecut ceva vreme. Stau și mă raportez așa la tine, știi, în, în veac de singurătate al lui Marchez. Era frumoasa Medeiros, care era atât de frumoasă, că întotdeauna mergea cu fluturi după ea, știi. Uh, tu ești acel gen de personaj care întotdeauna merge cu vinul după el. Am văzut și dacă vreau să mă duc la bere, tot vine cumva vinul după mine, nu știu exact cum se întâmplă. Da, da, mă rog, întâmplă. E, te... Păi, e simplu, te uh, racordat la egregorul energetic cu vin. Așa trebuie să duci o viață întreagă. Să știi că e rezmaftai povestea că... A, a trăit 84 de ani, el de la 50 și ceva de ani, el nu a, a mai băut apă, a băut doar vin. Vinul și a lui. trăit 84, adică. Da, nene. -ne. Oh. Și a trăit în București, Hai, noroc. Ce maximă uh, poluare. Mm. Noroc bun. Uh, bem uh, un vin dintr-o colecție controversată, se numește Vardo. Este un, înseamnă în țigănește, caravana sau căruță cu coviltir. Și de ce e controversat? Pentru că absolut tot ce e legat de minoritatea romă sau de țigani, cum își spun Aha. prietenii mei, e controversat. Păi și e făcut de țigani? E cules de țigani. E cules de țigani. În Segarcea asta a fost tradiția zeci, peste 100 de ani. Asta sună așa ca legenda aia cu să facă trabucurile în Nu, asta Cuba, e forța de muncă din zonă. Pe coapsă poziția. de cubaneză în partea interioară să pună puțin, puțină transpirație în foița de trabuc. Se simte. Se simte, a? Băi, la culoare e. Cred că trebuie să-l mai las un pic. E un cupaj relativ îndrăzneț de Marcelan cu Cabernet Franc. Doi struguri care mi-s foarte dragi și separat, dar uite, când se întâlnesc, iese ceva bun. Vicisitudinile vieții au făcut ca să-mi dea o piatră asta vară peste vie și, băi, mi-a distrus via. mi așa undeva la 80 de litri de Fandorea. vin. Deci sunt, sunt, da, sunt dărâmat, dărâmat. Anul ăsta va trebui să... Să vii mai des pe la mine, să, să intrăm în rezervele mă... mele. Și asta o idee. Mă gândeam că trebuie să fac o investiție în rezervele strategice de iarnă, căci vreau o să prind 84 de ani. Chiar așa cum arată lumea asta acum. Să mai prindă lumea 84 de ani. Păi, am văzut uh, ai făcut și tu o vârstă zilele astea. Am văzut că ți-ai sărbat ziua la Craiova. Da. <gânt> <gânt> Uh, Ce mai e în țară? Seara. Care mai e vibe-ul? Că aici lumea e nevrotică, ne bate balșoi jihadul la ușă, toată lumea e pe altă... Și când înțeles că în momentul în care te uci în țară, lucrurile stau puțin altfel. Uh, uh, e parțial adevărată treaba cu ziua mea la Craiova. De ziua mea am fost uh, inclusiv în tren spre Craiova, venind din Săvârșin. Uh -huh. În Săvârșin am fost la o tabără de poezie într-o căbănuță pierdută la marginea muntelui. Eu. Și țin să spun că acolo noi e război. Da, deloc. Este o cascadă mică, superbă. Superbă, absolut superbă. Uh, iar iar întrând la întoarcere spre Craiova, că aveam treabă la Segar a doua zi, am venit cu galeria lui Rapid. A, ce frumos! Uh, mă, noroc că am mers doar până la Craiova. Oamenii plecaseră cu patru vagoane la Târgu Jiu, au mâncat bătaie sau că era cu jandarmii și s-au întors cu două vagoane. Deci îți dai seama ce s-a întâmplat între noi. Oh, micile bucurii ale vizitei. Testosteronul, băi nene. Dar, nu, toată lumea văd că e îngrijorată. Până la urmă se gestionează treaba asta la nivel individual. Acum a trecut suficient de multă vreme cât să nu mai reacționăm în masă la o știre, la o panică. La fiecare cât de zenie. Eu fiind mai duty, Ridic de numeri și asta e. Măcar să mă prindă bombele atunci cum vin bun pe masă. E un... Da, exact. Can, am revăzut, la un moment dat, într-o seară cu băieții, da, am revăzut așa, parțial, niște scene din filmul Underground, al lui Custurița. Uh, și uh, mi-a relevat o treabă pe care acum am resimțit-o altfel decât când am văzut filmul la vreo 20 de ani în tot contextul ăsta, și anume că e un tip de paradox uh, cu cât începe să ne fie mai. bă, mai nasol, că ăsta e cuvântul. Cu cu atât cât te începe să mai mult cu distracția. Da, Trebuie să compenseze rosul cu sunt. Da, și uh, să mă bucur că mă trezesc dimineața și că la sfârșitul zilei, uite, am mai făcut ceva pe ziua de astăzi, știi? Și am, uh, am alt raport cu viața. Poate poate că asta e unul din lucrurile bune care P mi se da, întâmplă. Da, viața în liniște și confort e plictisitoare. Păi da, uite unde ne-a adus atâta confort occidental. Hai să spun, trebuie să spun una. Fii atent. Există un domn pe care îl cheamă Emil Henry uh, Govrei, cred că am pronunțat bine, care zice așa, e clasic ce spun. Uh, e, un, e un sfârșit de de, de de bunăstare, adică noi am avut un, 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 un tip de bunăstare fără precedent în istorie. Încă avem, Occidentul încă are treaba asta. Uh, vorba lui Cristoiu, îți zice, Bă, e greu de învins Occidentul, are o sânză să trăiască în 100 de ani de acum încolo. Uh, dar, uh, pe de-o parte, pe de-altă parte, văzând lucrurile la scară istorică perioada asta se cam apropie de final, că uite, a început să nu ne mai miroasă atât de bine. Ce zicea acest domn? Consumăm resursele planetei pentru a cumpăra produse proaste de care nu avem nevoie, cu bani pe care nu i avem, pentru a impresiona oameni pe care nu-i plăcem și toate acestea pentru, a sfârși prin a fi deprimați, nesatisfăcuți și nefericiți. E mai degrabă un citat din Fight Club ăsta, dacă nu mă au citit și băieții din da e, și am ajuns, în, am ajuns în situația asta uh, în care o... garderoba mea cap în două valijoare colecția de vinuri nu, nu poate fi mutată deci dacă se întâmplă ceva trebuie să golesc sticlele ușor nu să-ți fie uh, un laptop și un telefon sunt minimalist din punctul ăsta, în punctul ăsta de vedere nu îmi cumpăr lucruri de care n-am nevoie niciodată și nu ești nici incorporabil. Nu. Nu. Cred adică nicio. teoretic aș fi, dar cu burta asta. Nu ai făcut am. armata? Am făcut, sunt sub Aza. locotenent. A, deci ești rezervist for real. Trebuie să În... mă sub locotenent. Am uh, militar acasă de 10 ani. Pentru că m-am trezit la un moment dat cu o scrisoare de la cum se cheamă centrul asta, de la sectorul 6. Și că veniți neapărat în ziua de la ora. Eu ca om am zis, bă, și-au adus ăștia aminte de mine, m-au avansat în rezervă. Și da, trebuie cu 10 să... ani în 2012, era sfârșitul lumii asta. Dacă <coughs> te Ceva de genul. Și am zis, Mama, au avansat ăștia în rezervă și trebuie să semne ceva pe acolo. Nu, nu. M au venit, mi-au pus livretul în brațe, faceva v schimbat domiciliu, cred că 5 mai. Uh, trebuie să-l duceți la comandamentul de la sectorul 2 să ne înțelegem bine. Eu m-am -am plimbat până în Cogălniceanu ca să mut livretul în Cogălniceanu pe Batiște. Eu. Când ei au furier, au mesageri știu, știu, interne, L-am pus în portofel unde l-am uitat vreo 8 ani. După 8 ani l-am scos, l-am pierdut pe în casă. Acum l-am găsit din nou. Îmi place poza din el. <laughs> uh, și poate peste încă 10 ani ajung să-l și predau. Deocamdată n-au hârtiile mele să mă încorporeze dacă e nevoie. În adolescența mea m-au luat de vreo câteva ori la... Cum te luau atunci la comandament să te caute de diverse și ușor-ușor să te pregătească pentru incorporare? La sectorul 3. Și era un domn care se ocupa de noi nu știu ce grad avea, dar era mic, cu o mustață deasă, fără dinți în gură și foarte nervos. Și mi-au rătăcit actele, jumate erau la un comandament, jumate erau la celelalte. Ei. Și pe mine m-au chemat acolo. Și au constatat, ei au constatat că mi-au rătăcit actele. Era cel domn a început să urle la mine. C că de ce n-am eu grijă de actele pe care ei mi le-au rătăcit între două comandamente, că este treaba mea și mi-a zis așa să dăm cezarului ce cezarului. Știi cine a spus asta? S-a răstit la mine și eu am zis și lui Dumnezeu ce lui Dumnezeu. Nu ți-e rușine! <laughs> <M -a luat. laughs> da. Eu am plecat aproape voluntar în armată. Când am făcut eu armata în 2000, Să uh, se ce? și păgi serioase să faci armata. Nu Înțeles. Cât ai făcut? Șase luni? Uh, da, dintre care am fost vreo 5 săptămâni pe acolo. Am fost inclusiv în Franța. Te-au chemat ei sau a fost o chemare de asta. Ei deci... m-au chemat în ideea că o să mă duc și o să o amân sau o să zic că nu vreau și eu am zis din potrivă, mă luați sau plec din țară. Eu eram foarte hotărât să fac o schimbare mare de carieră, până atunci lucrasem jurnalism numai social și investigații. Good old times, și da. Și devenise obositor și stresant și era vorba aia. Mai scoteam câte un pahar de apă din mare și o vărsam pe plajă. Adică... Și la ce ai făcut? În jandarmi. Jandarmi. Deci acum la... <laughs> nu vai, vreau să știu. Nu spun cu ce relație am avut cu jandarmii din piața Victoriei. Păi na. E... ar fi autodenunță. Ce mai e pe la Craiova? Cum e lumea acolo? Băi, inima, cum se raportează inima Ulteniei la, la această nouă dezordine mondială? Ultenia este. Că ei sunt mai cu testosteron, așa. Da, câteodată, nu. Ei sunt foarte. foarte rapizi când e vorba de replică. Mm -hmm. Și au un umor deosebit. Deci, nu știu, mie, mie și, îmi și place să râd. Dar fiecare regiune, când râzi în Moldova, râzi în Transilvania, râzi în Oltenia, nu e la fel. Uh -huh. Și acum, na, lucrând de, cu clienți din zona aia de hăhăt, am început să mă obișnuiesc cu ritmurile de acolo. Și este, din punctul meu de vedere, este foarte relaxant. Deci, o zi de part din în Craiova face că o săptămână de parti în București. Sunt, da, mult mai puțin întunecați și negurați decât bucureștenii. Mai e mișcarea de panchiște, mișcare era o de panchiște acolo. Foarte <coughs> interesant asta în, constructul ăsta social. a Fost social. capitala în România, dar toți panchiștii din Craiova aproape sunt aici, în București. Care nu e în Timișoara sau plecat cu din păr alb cu copii, cu responsabilități, credite la bancă. O și la mie mi se umple inima de bucurie când îi văd la concerte cu copii încă. Da, da, asta frumos. A, am fost și cu femeia la Judas Prisma Cocoșat că trei să o țin în cărcă. A fost foarte interesant. Eu pe femeia n-aș putea să o țin în cărcă. am fost în vara asta la o țin sapinarii. mai mult. A, atâta? Uh, cu ea. A, uh, bun. Dar uh, am ratat... Uh, am au fost niște încurcături, promisesem, să, picat și de ziua ei Arctic Bankies și trebuia să ajungem acolo am pierdut, eram la mare. Eu, eu am pierdut că mi-am intrat banii cu întârziere să terminasem Așa se întâmplă. Băi, am văzut o etichetă la un moment dat și vreau să te întreb dacă funcționează treaba asta și la vin. Am văzut o etichetă de vin uh, care... A, cum e eticheta? Trebuie să vândă, da? Uh, spunea că acel vin a fost maturat pe muzica lui Mozart se spune că dacă ai, spre exemplu, niște flori de care ai grijă și le pui muzică clasică și în special Bach, ele se dezvoltă. Da, mai și mult se folosește la vacă, și la vacă. Da. Da. Și... da, 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 da. da. Uh, și la vin vreo treabă sau e doar o găselniță de marketing? Nu chiar este exclusiv marketing. Uh, acum, na, nu, nu e exclusiv marketing. Uh, vinul este o ființă vie și este o chestie chiar foarte sensibilă. Eu sunt adeptul old school, era dinică, zicea des. Băi, în pivnița cu vinuri mergi tiptil și vorbești în șapte să nu-l deranjezi. Ce frumos! Uh, Într-adevăr, vibrațiile, de orice fel, pot să afecteze vinul. Și dacă mă gândesc la o maturare pe drojdii și o vibrație continuă, care să agite drojdia, evident că se va matura vinul la altfel. Da, pare viem, nu știu. Uh, sincer, eu aș da drumul la baș dacă vreau să obțin efectul ăsta, pentru că altfel se face ceea ce se numește batonaș. Bagi o prăjină lungă în vin și agiți tu drojdile până se ridică și după aceea să se așeze la loc și faci chestia asta o dată de două ori, de trei ori pe zi, de câte e nevoie. Bănuiesc că muzica ar putea să aibă un mare ce efect din punctul ăsta de vedere, dar cred că dacă pui Marilyn Manson sau Bach sau uh, cu ori, Canturi, cred că la se E mai cam brazic, același lucru. Tic. Nu cred că este cam același lucru, de fapt. Da, deci e jumate o găselniță de marketing, jumate hai să zicem că... că e plauzibil să se întâmple ceva. Da, foarte interesant. Mă rog, e... sunt pasionat de găselnițe de marketing și întotdeauna încep să încerc să aflu dacă există un, un puseu de adevăr în toată treaba asta fine cu Știi cum se spunea pe vremuri că sexul vinde, copiii vând, animalele vând. Uh, e foarte nasol când cineva vrea să vândă arătând un copil care face sex cu un animal. Adică... O, -l -o -l -o, -o. <laughs> uh, în marketing există niște limite și s-a ajuns la atâtea zeci și sute de locuri comune de expresii care s-au golit de conținut sau bătătorit atâtea căi de comunicare. E, e păcat, e păcat. Te uiți pe site-uri, sunt uh, standardizate. Sunt pământuri binecuvântate de Dumnezeu, căldura soarelui, uh, Cine. tradiția de la Daci și ah. pământul lui Dionis. Și gata. Uh, a, și paralela uh, de aur. În cazul în care nu știai de Mare pe aceeași paralelă cu Bordo și toată lumea, numai asta spune despre de mare. Serios? Da. Bine, că o dau și cu erori geografice, că e pe aceeași paralelă cu Bordeaux și cu Toscana. Astea n-au nicio legătură. Păi și ce, există vreo legătură? Nu. Se spune într-adevăr că. Bănuiesc că e sol diferit, totuși. Zona dintre paralela și. 3 și 45 este breteaua de aur sau coreaua de aur a vinului pe pământ. Deoarece e zona optimă pentru vița de vie. Da, ce tare! Dar, deci nu e Chile. Dar evident că dacă mergi pe paralela asta, una e să ajungi în vârful munților, alta e să stai la câmpie, alta e pe malul mării. Nu... Uh, vița de vie este foarte sensibilă și orice schimbare în structura solului modifică automat caracterul vinului. Ah, Lasă-mă că nervos cu am rămas fără vie Asta În fine. Mai am ajuns în, în acest sfârșit de septembrie. Slavă Domnului, suntem încă vii, suntem pe picioare. Dar suntem și într-un context, adică acum ceva vreme când ne-am văzut, ba, uite ce bine că am scăpat de COVID și că suntem bine. S-a încheiat brusc, dar brusc pandemia, pentru că era și gluma ar trebui să îi dea un premiu lui Putin, <laughs> <laughs> încheiat brusc pandemia. Am ajuns în contextul ăsta. Păi, nu s-a terminat pandemia. Dar... Nu s-a terminat e și pandemia. Nu... Mă rog, sunt forme sunt mai puțin agresive. Și cazuri mai puține, am văzut azi un material. Ei au câteva mii pe zi, totuși. Numai că sunt forme mai puțin agresive. Numai. Ce încercam să te întreb, să ți arunc la fileu? Uh, am uh, în cap secolul trecut, da? începutul secolului trecut. Începutul secolului trecut uh, a dus la două războaie mondiale. Ele n-au durat atât foarte mulți ani, dar au durat suficient cât să fac un damage destul de urât. De pildă, după care s-a renăscut o altă lume, da? O particularitate a anilor 60 și a, toate, a întregii revoluții de toate felurile de atunci era că jumătate din populația planetei avea sub 25 de ani. E o statistică a acelor vremuri. Asta ne așteaptă și acum că lasă-mă să fiu îngrijorat. Dar asta ar însemna în România cel puțin să dispară două treimi din populație. Da. Că suntem o populație îmbătrânită totuși. Și în general, în toate țările civilizate, Italia, Franța, sunt pline de bătrâni. Adică, mi se pare că acest... Op... Hai, în război mor tinerii, nu știu, nu mi se pare că are foarte multă logică treaba asta, dar... Mă rog, e o statistică... Bine, bătrânii mor de foame și de boală, că se închid spitalele. Dar au fost vreo 15 ani de... de 45 când s-a terminat războiul până în 60 au fost da, sau Bun, niște. acum e normal ca toată lumea Și un când, tip de conservatorism care a fost Când te întorci din război încep orgile, e obligatoriu să vină o generație nouă de nașteri multe. Adică Cred uh, că asta e explicat. Da, s-au întors oamenii acasă, s-au apucat să toarne plus și în 65 la 20 de ani după război, e normal să ai o generație mare de tineri. Urmăresc cu foarte mare atenție ce se întâmplă și sunt abonat și la canale la care n-aș avea voie, conform propagandei, să fiu abonat, ca să îmi fac o idee mai clară și mai limpede de despre ce se întâmplă. Uh, ca să spun mai pe șleau, încasez propagandă de pe ambele fronturi. Înțelegi? Eu de pe niciunul. Uh, cred că avantaj tu, sau habar n-am, nici nu mai știu cum e mai bine. Dacă să te ții informat sau să te ții departe de, de treburile astea, la un moment dat că uh, ajung în momentul ăla în care am mult prea mult surplus de informație. zic băi, frână, gata. Uh, așa m-am lăsat de presa de investigație când uh, i-am răspuns unui prieten la telefon urlând, da mă și tu ce vrei ca în Bancul Cuțigani și pe de aur știi uh -huh. uh, pentru că eram obișnuit să nu mai sune telefonul decât când cineva vrea să-mi ceară ceva uh, așa m-am lăsat și de știri, când toată lumea încearcă să mă convingă ceva sau să-mi vândă ceva, păi n-am nevoie e simplu am tot soiul de dileme mai nou. Am, una din dileme este, au întrebări existențiale, dacă vrei, este dacă suntem la începutul unui nou sfârșit de lume, cum a fost și secolul trecut. Adică ne așteaptă niște războaie mondiale, urâte, după care se va renaște din nou o altă generație. Dacă... Întrebarea este dacă repetăm secolul trecut, prima întrebare, și a doua întrebare existențială pe care mi-o pun. Păi, uh, în ultimii 70 de ani, cel puțin în zona asta aici, poate până la începutul anilor 90, 89, 90, a fost ceva deranj, uh, altfel a fost liniște și noi ne-am dezvoltat în, în liniște asta și dacă mă întreb, uh, trăgând o linie acum, acum cred că observ cel mai bine, Uh, uh, am trăit într-o. cu toate nemulțumirile și cu toate așa. problemele, da, dar am trăit în cea mai bună lume cu putință, care, ia, uite, a dispărut în 3 ani de zile, doi ani de zile, vruf. Uh, uh, Și asta îmi spune că odată Occidentul, uh, cu vârful de lance, Statele Unite, și cu tot ce presupune Europa, și pe noi care ne-au tras acolo pentru că a fost Gorbaciov un prost, pentru ei, și până ne-a fost bine, dacă am ajuns la acest imperiu care el decade. Sunt tot soiul de particularități care îți prevestesc, de pildă, sfârșitul unui imperiu. Spre exemplu, genul de... Cunosc foarte mulți oameni, da, mă învârt în tot soiul de cercuri, cunosc foarte mulți oameni care au ajuns la un soi de decadență. Uh, ei cu ei uh, uh, culinar uh, 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 totul să mănânc orgisiastic, să se be orgisiastic ne mai vorbim despre sex și ce e acolo asta e asta una din particularitățile care se întâmplă la orice sfârșit de imperiu și mă, mă întreb măi, se termină povestea asta și o să urmeze alta de fapt uh, și întrebarea numărul 2 pe care mi-o pun Citesc cu foarte mare atenție toate justificările Kremlinului, Rusiei, da, Dugin și așa mai departe, privind decadența occidentală. Mai sunt niște treburi acolo care, în parte, sunt adevărate, ca la nivel de idei. Okay? Sau, cel puțin, eu așa le găsesc. Și acum, de când suntem și în minunata Uniune Europeană, care a început să beneficieze de un tip de birocrație. A, are ace același tip de birocrație cum avea URSS-ul. Exact despre asta e vorba. Și am început să mă gândesc dacă nu cumva, mi-am pus și această întrebare, dacă nu cumva s-au inversat poli, da? S-au mișcat poli magnetice planetei, dacă nu s-au inversat poli și ăia în puritatea lor cu care nu am cum să, să rezonez neam, da, se raportează la noi ca la noua variantă neomarxistă a lumii în care ne aflăm. S-ar putea să se lucrurile și așa. Da, m aruncat în niște aruncat, gropi da. cu lei. Bun, să o luăm în ordine cu repetarea secolului 20. Um... În primul rând, în clipa asta, războiul nu este o soluție. Sunt de acord că ne-am înmulțit un pic prea mult, că ne-am aglomerat prea mult, că prin practicile noastre devastăm planeta, etc. Din păcate, un război în clipa asta ar ținti pol de civilizație. Ori noi ne supraaglomerăm în India, Pakistan, Degeaba bombardăm Parisul. Mai, Parisul, Paris, că nu de acolo vine criza de suprapopulație și de lipsă de resurse. Uh, o molimă ar fi fost mult mai elegantă, dar uite că a trecut pe lângă noi și nu ne-a rărit atât de tare. Da, eu, eu, am problemă cu asta, că suntem prea mulți. Nu cred că suntem prea mulți. Cred că, și cred că de resurse pentru toată lumea, dacă știți da, să da creșterea continuă geometrică. Gândește că atunci când noi eram copii, abia atingeam 3 miliarde populația planetei. Așa Acum avem 3 miliarde în China și India. Și atât. Am trecut de șapte, ne apropiem de 8. De 8 o să da. se dubleze în următorii 20 de ani. Deci nu... Uh, nu știu dacă creștere sustenabilă să zic așa. Uh, Ca să fie foarte clare lucrurile de la început, eu sunt pro-european, pro-democrație, pro-vest n-am probleme personale cu ruși în principiu am prieteni ruși uh, și eu la fel știu ce spun uh, am probleme cu comunismul și ce a însemnat comunismul în adâncul sufletului mi s-a spus că sunt minarhist și oarecum uh, recunosc în descrierea asta sunt un adept al statului minimal al minimei interferențe cu individul și cu cetățeanul un set cât mai redus de reguli pe care să le respectăm uh, Lucru care nu mai stau în tocmai da, Dar în ceea ce privește prăbușirile și renașterile America e clar pe ducă, din păcate este idiocresii avant la letră s-au grăbit un pic Păi știi când asta eu uh, eu, eu, eu e de la paraziții dar, când doi la vale lipsesc trepte uh, Problema e că n-ar trebui să umblăm prea mult cu nasul pe sus pentru că nici România nu e departe uh, Dacă învățământul din nou Statele Unite a început să se prăbușească de 20-25 de ani. Noi cred că avem un pic mai mult. Avem și o școală nesemnificativă dincolo de științele exacte până în 90. Pe științe exacte cât... ce să zic, pe vremea mea să mai făcea școală. Uh, dar cu o calitate a învățământului care a degenerat degenerat după 90. Sunt total de acord cu tine. Toate reformele făcute sunt de câte zile de vacanță avem și sunt trimestre, semestre sau le desfințăm pe toate. România uh, educată, asta este minunatul proiectului. Băi, cum nu ți aș așa un pic să vorbești urât despre acest proiect România dar educată? Nu vorbesc despre acest proiect, vorbesc despre toată țara și tot sistemul. Uh, nu reușesc să motiveze copiii să citească, nu să învețe. Nu, copiii nu au perspectiva uh, unui viitor construibil. Uh, sunt o generație crescută în nesiguranță. Uh, deci, nu știu cum să spun, când ne-am cunoscut noi uh, acum 20 de ani, parcă și în ultima zi, înainte de la mai aveai o bandă de bere în buzunar. Nu știu de unde avem bani, dar aveam a devenit din ce în ce mai greu să ajungi cu banii de la o leafă la alta, iar acum, ca să nu mi-ajungă banii de la o leafă la alta, trebuie să muncesc de trei ori mai mult. Adică nu e, nu e ok, nu... Trăind în nesiguranța asta, copiii nu planifică. Nu, vreau să fac stomatologie, asta înseamnă că trebuie să-mi cumpăr un cabinet sau să închiriez un spațiu, aparatura mă costă atâta, trebuie să învăț asta. Nu, se gândesc cum trec de luna în curs, pentru că asta au fost de la părinți. Se vede a, nivelul ăsta... A, scuză-mă. Da, birocratizarea Europei a fost esențială inițial, pentru că trebuia totuși să se coerentizeze lucrurile, să fie puse în acord între toate. Noi încă trăim psihic la nivelul de națiuni stat. Dar încercăm să fim o Uniune fără granițe, era nevoie de fixat pe hârtie unele lucruri. Problema este că acea clasă de birocrați a preluat puterea și a format propriul limbaj inaccesibil pentru omul de rând. Deci această doamnă Ursula, ea nu este votată. Ursura von der Pfizer, cum îi zice. Nici nu, nu este nu, votat, În afară de eu, eu, europarlamentar, nu e nimeni votat. O restul sunt numiți. Iar ea sunt acolo în trei sferturi niște... Păi sunt o gașcă. Păpuși și... trimise de acasă, da. Așa. Uh, evident că trebuie să dispare și asta cumva, sau să se re, reducă. Uh, statusul statul supradimensionat este unul dintre primii pași către Uh, guvernare autoritară. Uh, mănâncă foarte multe resurse. Eu în România, dacă aș vrea să fac rost de bani pentru agricultură sustenabilă și pentru educație, aș redimensiona instituțiile statului, primul lucru. Adică jumate din oamenii de acolo chiar n-ar avea ce să caute acolo. E, bănuiesc că în instituțiile europene e, sunt experți în expertiză. Adică sunt oameni care... Conzobiști. Da, exact. Fără nicio treabă. Băieții, copiști cu mânecuțe. Mai, mai e o treabă pe care văd că lumea nu o înțelege la nivelul stat de administrație, de stat, de whatever. Că avem acest exemplu recent cu vaccinarea, da? care a fost politizat și băgat ca propagandă și a creat acest conflict între vaccinați și nevaccinați, a creat o demență colectivă. Efectul de bumerang al propagandei, cel puțin în România, da? sau cu precădere în România, a fost un număr foarte mic, pentru că sunt oameni care stau în tot soiul de sate, din țară, din orașele de provincie, statul român nu au nicio treabă cu ei, nu le-a păsat nu nimic și dintr-o dată încep să-i caute. Și stați un pic bă băieți păi de 20 de ani când am avut nevoie și de aia și de aia, și de aia n-ați fost la primărie ca așa și pe dincolo cu ierarhiile voastre locale pe care vi le-ați făcut cărora ne-a de noi și acum mă cauți cu acul și cu siringa stai mă bă, băieți un pic iartă-mă băieți ca așa era uh... Acum beneficiez de această propagandă de război, băi, care este total puerilă și care, la nivel de populație, cel puțin în România, eu personal am convingerea că o să funcționeze în tocmai, cum spuneam, cu efect de bumerang. Am fac impresie că avem o populație totuși foarte permeabilă la uh, mesajele de propagandă. Dacă ar fi un loc unde să testezi teoria glunțului magic cu de mesaj transmis cu zero zgomot și acceptat 100% fără comentarii, cred că România ar fi printre cele mai bune populații unde să faci chestia asta. Pe emoțional. Da. Uh, mi s-a părut și asta este un pic înspăimântător, apropo de vaccinuri. Băi, cât de tare a putut să polarizeze treaba asta, adică... Știi cum în 90 se rupeau familii că unul era țărăniști și unul era fesenist. Da, da, ai votat cu Iliescu, divorțăm. Deci, exact. Uh -huh. Am ajuns în punctul ăla pe vaccinuri. Păi este evident că s-au investit energii mari în propaganda de ambele părți. Evident că toate lucrurile puteau fi puse și explicate mult mai rațional fără discursuri panicarde, fără discursuri glorioase sau emoționante. Uh, vorba unui prieten care chiar a făcut microbiologie, el e nigerian și vorbim de obicei în engleză, timpul care îmi face hainele. astea. <laughs> și face <laughs> I'm, I'm not getting a vaccine because they are calling it a vaccine. If they called it a shot, a flu shot, I would do it. Uh, vaccinul te protejează pentru tot restul vieții. Da, am fost cu da sau astea pentru o perioadă de timp. Sau Știu, pentru o perioadă că lungă de timp. Un așa. Antihepatic și ala e pe 10 ani. E, nu poți să faci, și după aia, rapel și rapelul rapelului și rapelul și să-i spui vaccin. Este o injecție de prevenire. Dacă ar fi spus de la început, bă, ăsta e rolul asta face cu atâta te ajută, ăsta e riscul la n-ar mai fi existat riscul ăsta de polarizare. Pentru că ăia care ar fi fost antivaxer N-ar fi avut ce argumente, cu ce argumente să se certă. N-ar fi avut către ce să arate cu degetul, să spună te mint, te manipulează, te obligă, te. Dar asta e drama comunicării. La noi se lucrează emoțional și când populația nu este pregătită să reacționeze. Noi nu avem imunitate construită social împotriva propagandei. Măi nu știu ce să zic. Eu am. Și ca mine mai știu. Căzva, este ultima da. generație. Și mă uit cu rușine la colegi de generație din presă care, fără niciun și fel de rușine tot își tot și dia, asumă da. propaganda și devin. Asta e. Măi, a, a, avem o vârstă, da? Și ne-am trăit copilăria... avem o etate. Și ne-am trăit copilăria în comunism. Eu, basically, nu mă plâng, că am avut o copilărie în Sălăjean, aici și în Bătători în București am avut o copilărie interesantă. Destul de violent așa la nivel de... Adică în fiecare zi. Ceea ce acum... Noi uh... ne bătam. ori... Da, un drumul taberii în gara de nord. Tu ți -a aduce aminte că la cinema florească era epicentrul încăierărilor din București. Adică... A, nu, și te panchiși pe un parc cu circul ăsta. da, <găștă> dar și ne băteam cu... Maroc. hai să nu sune rasist. Dar ne băteam cu niște băieți din cartier, că noi eram rocker și ei nu ne plăceau pe noi și ieșea cu... Na. Testosteron. Acum, atrăgând o linie peste toată treaba asta, constat că mi-a prins bine, pentru că am alte instincte mult mai. Da. Uh, clar, ne băteam uh, scara 1 cu scara 2, da. după aia blocul nostru cu blocul, blocul din spate. De vis -vis. Dacă venea cineva din exterior, toate blocurile din zonă împotriva lor din exterior. Uh, nu ne băteam cu ură. Eh, ba mai dădeam și la dar da, Nu, neapărat, nu. nu. Nu era ceva vișeral, era ceva demonstrativ. Bă, e zona mea, fac ce vreau. E, dar la pachet cu astea. Îți câștigaai respectul de asta. Așa este, bineînțeles. La pachet cu astea avem. Și asta e foarte interesant. În 87, când s-a dat decretul cu să facem economie, el n-a venit de la Ceaușescu. El era voința poporului. Da, iar tu trebuia să te raportezi responsabil la situația... Noi cu bucurie te că... puneam eforturi să plătim datoria externă. Exact. Uh, și... Uh, Băi, acum văd că s-a mutat uh, acest uh, aspect de aici la nivel uh, ai nu planetar, dar occidental. Uh, că și rădeam pe aici prin emisiune că ce e cu dușurile doi? Că voi m-am gândit... Eu Deam cred mai? că de fapt vor să stimuleze natalitatea. Nu... Să facem un bla bla, cum știu cum e bla bla car, să facem un bla bla shower, vrei să faci duș și apeși pe așa, vezi cine mai e prin... <laughs> exact. Și exact. Îți dai meciuri după poză. Și da. Îți dai meciuri, da. Vreau no, să fac un duș. Probabil e, e, un impuls pentru stimularea natalității. Uh, nu... Femeile, Femeile, a apărut un articol în Italia, femeile uh, trebuie, dacă se duc la coafor să nu mai aibă două spălări la vopsit, să aibă doar o spalare... Stai că mai am, mai am niște. Problema cu apa devine serioasă pe planetă, da. Mai avem o. Mai avem mai un pic și noi. A, a venit Adam Ursula și le-a explicat nemților, de pildă. Există în populația Germaniei foarte mulți care lucrează în orașe, dar nu locuiesc în orașele în care lucrează, ori în zonele zone limitrofe, ori în orașele de lângă, ceea ce pe autostrăzile astea ale, alea, ale lor, se mișcă destul de repede, de la job și înapoi. Uh. Mergeți mai încet. Să a tu. Ca să-i dați o palmă peste oiglu Putin. Mergeți mai încet. Nu mai mult 12 grade în casă. Băi, noi aici avem o traumă cu frigul în casă, că de-aia ne rățuim mai mult decât aia din Europa. Și văd că sunt, sau îmi pare, parte din ei așa o să facem de Băi, voi stați în firea voastră și dacă mă rog, Probabil că e nivelul de educație. Dacă răspune. trebuie să le explice cineva, băi, occidental, băi, băieți, n-ai mai văzut odată treaba asta și nu e așa. Din nou, sunt de acord că uh, noi, ca omenire, consumăm excesiv. Uh, ne batem joc de resurse, nu investim în regenerare, nu re investim în curățenie, vorba aia, sau toți pești de plastic. Uh, uh, uh. Nu-mi puneți peștele ăsta într-o pungă, nu-l deja înăuntru. Uh, aș asculta cu plăcere un politician care vine și îmi spune, bă, hai, toți să facem un efort să încercăm să consumăm mai puțin curent, pentru că am trecut pe. Bun, trecând peste faptul că avem posibilitatea de a folosi regenerabilă la nesfârșit. Uh, hai să nu mai facem mai. Dacă îmi spui să merg mai încet cu mașina ca să-i dau o palmă lui Putin, dar du-te bă și dă tu o palmă, că nu am niciun chif. Adică, nu că n-ar merita, dar uh -huh. nu e treaba mea să-i dau o palmă lui Putin. Eu dar vreau, vreau trebui, să merg de... cu mașina de la punctul X de punctul Y și să fac 20 de minute, dacă se poate. Dacă tu îmi zici să pierd încă jumătate de oră pe zi, că nu-mi convine. E timpul meu. E mai prețios. Dar am ajuns în punctul ăsta în care toată lumea înghite astea cu, cu mare bucurie. Vai, da, am văzut și inclusiv la noi fătuci de 20-30 de ani care n-au prins vremurile alea și vai, da, acum merit să fac frigul nu ăsta numai să-i să fie grelu putin. Ce Mi se pare total pueril și nu înțeleg de ce trebuie să încasăm propaganda asta. Eu am înțeles că dacă avem un conflict între două imperii sau, mă rog, avem o situație trebuie, de război, avem propaganda și de o parte și de alta. Nu înțeleg care este... Care-i treaba, de fapt? De ce trebuie să fac... Cu, cu, ce mă ajută pe mine să fac eu frigul ca să-i trag o palmă lui ăla? Că sunteți voi niște bătuți în cap care... Că dacă mă întrebi, Europa și Occidentul, cu Statele Unite în, în, în frunte, băi, nu există un lider serios și cu, cu, cu toți boi acasă care să, să ia această problemă în, 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 în mâini și să o rezolve altfel. Nu, sunt niște proști bătuți în cap cu toții. Ăla doarme pe el, Biden, mă uitam acum zilele astea, da? Avem această situație, s-a făcut acel referendum, e foarte bizar ce se întâmplă în Ucraina, dacă mă întrebi, cu Rusia sau în zonă. Deci s-a făcut acest referendum aceste referendumuri da? în zonele alea uh, au venit și rezultatele parțiale 97% băi, 97% da, nu e nicio surpriză uh, În lui Zelenski da, acest cnez de doi bani, dacă mă întreb pe mine a fost uh, duceți-vă și boicotați da? voi ăștia care sunteți uh, acolo boicotați prin orice mijloace, nu s-a întâmplat nimic, n-a boicotat nimeni Acum vine și spune că ucrainienii care au ajutat vor face închisoare, care au ajutat pe ruși. Deci vine și spune treaba asta. Băi, dar ai niște ucrainieni care au ajutat pe ruși? Păi, cum ia asta, mă, băiatule? Așa. Și avem această situație în care aceste uh, provincii, da, pot să le spun așa, vor deveni uh, federații ruse, motiv pentru care, dacă ele vor mai fi atacate... Se presupune că ai atacat mama Rusie și mama Rusie va răspunde. Păi n-am auzit pe nimeni din Occident să aibă un răspuns la treaba asta, să aibă un plan, să aibă ce urmează. O să înceapă războiul nuclear, băi n-aș vrea. Am văzut nici. s-a apucat asta Medvedev al rușilor să spună, băi, nu, n am vrea să ajungem acolo. Dar Occidentul nu are niciun răspuns la treaba asta. Lasă-mă să fiu îngrijorat. Plus că mai există, nu vreau să bag panica în nimeni, dar mai există și acest aspect. Păi dacă se ajunge la rachete și la dalea între mama Rusie și, și Occident, România este cel mai aproape stat de pe care poți să lansezi rachete. Ceea ce, dacă noi o să facem asta, cred că o să fim într-o situație cumplită. Dar îmi place să cred că sunt eu paranoic, prost, tâmpit și te rog să mă contrazici. Ei, nu știu, eu știu că avem uh, sisteme antirachetă nu de lansat, dar asemenea știu că... Bun vinul ăsta. Tu calculezi cumva în zbor de pasăre, dar uh, rachetele se lansează peste Polul Nord. Alaska este mult mai aproape de Moscova Haba, decât... -am, am făcut o <laughs> Problema gravă este uh, cum se evaluează referendumurile astea și este absolut imposibil pentru că politica URSS-ului a fost aia de uh, înlocuirea populației în uh, statele supuse uh, au împrăștiat și Ceaușescu a făcut mari uh, mutări de populație dintr-o mm -hmm. zonă într-alta. Uh, în, Borussia, în Rusia, în Republica Moldova, peste jumătate sunt buruși proveniți din familii rusești care vorbesc rusă, pentru care româna e a doua limbă. Am rămas tablou uh, când am aflat cât de puțin sunt în Moldova, de fapt, eu am crezut că sunt vreo 5 milioane, sunt vreo 2 milioane 600. Uh, gândește că același lucru s-a uh, întâmplat în Ucraina, că acolo există o generație de uh, ruși, foți foști membri ai de, aparatului de partid bine întreținuți și bine fidelizați de Moscova, uh, cum sunt în continuare în Belarus, de exemplu, uh -huh. la putere. Uh, oameni care până la Zelenski n-au fost mutați din uh, funcții și care în continuare ar prefera să fie dominionul uh, rusesc. Și oamenii ăștia, în caz de referendum, evident că ar vota pro-Putin și n-am nici mai vagă îndoială că în zonele în care sunt de referendum Putin, dacă ar fi mers corect, ar fi avut șanse să le ia pe bune cu un 50-55%. Pentru că e populație rusă care vrea acasă. E, uh, acolo așa l-a luat cu 97%. Așa l-a luat cu siguranță. <fie> uh, e, acum, el iar e exact ca prosteala cu vaccinurile. Acum el s-a pus într-o Situație de despot criminal care îi pune pe aia să pună ștampila dac cu pistolul la ceafă și nu-l bagă nimeni în seamă și nu o să-l creadă nimeni că 97% din oameni au vrut să se întoarcă în Rusia. Pentru care evident că Națiunile Unite și absolut toate instituțiile internaționale globale nu or să recunoască varietatea. Dar sunt curios dar, dacă nu, e important. Dar să le ce spuneai că... tu? Au un plan. Ți-aduce aminte de Team America? Da, o să scriem o scrisoare în care o să spunem cât de nemulțumiți sunt. Păi da, și eu o să o rup scrisoarea, mă cu ea la fund. Și o să faceți atunci? O să mai scriem o scrisoare și mai supărat. Aici e marea diferență. Da, într-adevăr, aici am de birocrație și neputință și Asta, dacă o iei ca pe o tablă de șah, ăsta a făcut o mutare de șah, care asta este. E foarte interesant. Când nu, a... El a făcut ceva fizic palpabil și ăștia Ăștia habar nou de capul lor Deci au, au, furnizat armament Ceea ce este foarte important că Până acum probabil ar fi măcerit pe ucrainien Dar nu mai rămânea nici urmă Și așa au putut să se lupte Dar Da, nu am văzut și n-am auzit Nici n-am urmărit foarte tare Dar n-am auzit de o pregătire strategică De ce s-ar întâmpla în cască. România sunt sigur că e nepregătită în caz că mâine are graniță cu Rusia. Uh, Era o declarație a, nu știu cărei ministru de. Poate e o exagerare. Domnul Ovidiu poate să ne lămurească. Uh, poate este o exagerare. Uh, zicea că dacă Rusia își pune capul să ocupe România, îi ia 18 minute să o pună în capacitate de orice. Uh, și 3 zile pentru Ucraina. Hai, pe bună. da. În primul rând să atace un stat NATO ar fi o decizie foarte proastă. Și asta e adevărat. Da? Uh, Vor, de... când de... Când e super părut și scufundă un rostoc și îți niște miliarde de dolari în comerț. Deci... Uh, au multe alte metode. Uite, mâine, de exemplu, și aici iar n-am nicio îndoială, dacă s-ar hotărâ transmisia să facă un referendum, ar vota predominant în favoarea Rusiei. Să știi că acolo este o problemă. Pe mine mă amuză, dar este o problemă de ani de zile. Uh, rușii au tot zis Aia, ok, Transnistria o, o luăm noi, nu știu ce e, în fiecare iarnă, Transnistria consumă, da nota de plată o plătește Republica Moldova Rusiei, că consumă gazul rusesc, da uh, și, și alte resurse și în <laughs> fiecare an ce că se întâmplă următoarea scenă ok, asta este nota de plată o plătiți sau luăm noi Transnistria tot plătesc. Ce consumă aia? Că eu nu-și plătesc. Asta e, asta e, spiritul și asta a, e gluma cu omul care ți intră în casă și după aia e deranjat că vii peste el în bucătărie. Adică... Și altă situație <coughs> de propagandă care... Băi, cum să se explic? Că cred că este foarte sănătos dacă vrei să... Ești într-o situație de, de război, ești într-o situație de conflict, este foarte important să înțelegi adversarul. Este foarte important să-l cunoști, să-i cunoști ritmul în care el luptă. Când ai un luptător în ring, fiecare om are un tip al lui. Trebuie să-i să dai contra ritm, să-i înțelegi ritmul și să-i dai contraritm dacă vrei să câștigi lupta aia. Ori, la noi este o minciună de la cap la coadă. Hai să ne amintim de Antena 3 CNN, acum am înțelegi, cu situația aia când ei comentau, ți-aduce aminte? Comentau un o antiaeriană cu un MIG pe care erau de fapt o simula simulare pe calculator nu știu, pe da. computer, era un joc că găsești pe YouTube da, și, și știu, ei comentau. Aia, știu. da, deci tot ce de, trebuie de, Ca de astea fac, care da. mai de care mai puierile Mi Ac se... Acum au, au, folosit drept ilustrație pentru bombe atomice nu știu ceva, de un fallout cred <laughs> adică... De ce vorbim? Și ni Oamenii se prezintă se acest, acest Zelenski, da, ni se prezintă ca, vezi, doamne, apărătorul democrației, că el stă acolo, pavăză ca să nu intre Rusia peste Europa. Băi, nu cred asta. Plus că, în afară de Zelenski și de nevastă sa, care se prozează în vog, în timp de război, m -m -m -m, m -m, cu buzolele, uh, și care, băi, sunt o brăznicie fantastică, eu tu ceva. Cam orice democrație. Ai tu ceva în vreo știre, nici nu urmărești, de Parlamentul Ucrainian? Pă, zero. Nu auzi decât doi oameni care vorbesc, Zelenski și nevastă, și mai vorbește unul altul pe acolo așa. A, foarte... Aici e... -a de e democrație? Normal, că el, a fost, el a căpătat deja statutul de simbol în comunicarea politică și de criză de acolo. Și este absolut normal să fie folosit așa din punctul meu de vedere dacă eram propagandist, făceam același lucru. Oh, el e forța, el e vigoarea, el e. Și vine doamna Ursula, că asta mă îngrijorează. Vine doamna Ursula și spune fiecare stat să cumpere vaccinuri. Le vând eu, da, cu soțul, am un business da, cu Pfizer, nu vorbim despre asta, nu s-a deschis nicio anchetă, vine doamna Ursula acum și spune fiecare stat european da, din UE trebuie să dea bani să cumpere atât armament pe care să-l doneze Ucrainei. Bă, da, mă lași. Bă, dar poate vreau să fac ceva cu banii aia. De A, ce vezi? mă obliști? Cine ești, mă, tu? Și uite ce se întâmplă, că în Europa au început să vină ceea ce spune extrema dreaptă, Când nu ți-ți convine, da, că am auzit și tâmpenii asta când au fost la nunta lui Simion. bă, dacă aveai IE, da, ești de extrema dreaptă. Să murtu. tu. Mă rog, e, și acum când nu-ți convine, ai vin partidele extremă dreaptă. Și cazul Suedii, e cazul Suediei, e cazul Italiei, or să tot continue treburile astea. Bun, odată, dacă îl apreciez pentru ceva pe Zelenski, este nu că apără Europa de Rusia, și apără țara de Rusia. Nu văd mulți oameni care să fi putut să facă chestia asta și cred că dacă nu erau și circunstanțele ca atare, Ucraina se prăbușea rapid. Și ăla ar fi fost un punct foarte nasol pentru toată Europa și pentru lume în general, pentru că ar fi însemnat că Rusia poate să facă asta oricând, oriunde și cu oricine. Că îi finanțăm apărarea, mi se pare din nou ok. Și dacă este un... Ți-am eu sunt pro-Europa din punctul ăsta de vedere. Dacă am căzut toți de acord să punem bani, păi punem bani, ca la restaurant. Băi, nouă ne place prietenul ăsta al nostru falit, dar... Hai să vină cu noi la șpriț. Băi, eu nu mă raportez la Ucraina ca la prieteni. Să nu uităm, canalul Băstroie, mă rog, o să Ai cer, înțeles dar. ce zic, dacă nu. vrei să-l ai pe la masă la cârcimă și el e falit, băia de la masă trebuie să-și împarte și nota. Da, -și. da, da, și asta e adevărat. Uh, sau pe de altă parte, dacă pentru că el la masă nu vine ăla care te enervează, la fel îi plătești nota ca să-l aduci numai ca să nu vine ăla. Uh, Aici vorbim totuși de o situație specială, de comunicare, de criză uh, și evident de foarte multă propagandă. Și propaganda pe asta se uh, bazează pe simboluri clare, simple, puternice, ușor de înțeles, ușor de transmis, valori elementare, uh, merg către instinct aproape, nu neapărat către emoție, cât direct spre instinct. Bă, e pe viață și pe moarte, nu e Uh. Nu cred că seamănă cu situația cu vaccinurile, unde într-adevăr cred că o anchetă ar fi foarte uh, de dorit. Și au făcut bani Big Pharma, acum trebuie să-și facă și ăștia cu armele. Păi, că apare Zelenski în podcastul lui, știi că era un podcast, apare fiecare bine. zi și face, a, îți spun eu, și face reclamă la armamentul de acolo. Că a și spus la un moment dat, aduceți aici arme că noi și le testați ne, aici. știi? Și el spune, băi, dronele le-au mers excelent, alea nu am avut o problemă cu antiaeriana aia, mă, vine și, da. După să ce nu o să boan. mai fie președinte, să păi, face asta jurnalism asemene. militar. Asta, mă rog, dacă o să mai fie în viață, nu știu. Ce mi se pare îngrijorător, de fapt, este următorul lucru, și anume că băi, se știa că o să înceapă balșu da, Se, știa, Bal de jihad. se dat, știa de mult. S-a dat cu dată. Da, de mult, din cel puțin din 2014. Se știa. Da. Uh, nu numai că nu s-a făcut nimic să se evite. Pentru că dacă știi pe că funcționează în paradigma asta, te, ții niște măsuri. Da, mi se pare că au și întărâtat povestea asta. Sunt o grămadă de, 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 de norocini în spate. Hunter Biden, laboratoarele alea de acolo, Biden, miliardul care a apărut dintr-o dată la niște ucrainieni. Mă pierzi. Da, sunt multe. Ușor, ușor, Ucraina se transformase așa într-un pumn împotriva Rusiei și normal că a reacționat. Eu cred că treaba asta a fost premeditată. De ce? Pentru că dacă până acum America a ținut, a fost unicul jandarm al planetei și a făcut ce a vrut pe oriunde, ulterior lucrurile s-au mai schimbat. A apărut China în peisaj, a apărut India, a apărut Iranul cu bombe nucleare, ce mai e, Corea de Nord și Rusia care nu putea să lipsească neam din, 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 din situația asta, din contextul ăsta. E, lor nu le convine că s-a întâmplat și mai mult decât atât, fiind și un imperiu despre care am convenit amândoi că se duce la vale, păi ăștia au profitat Păi, și restul, cum să spun, noi suntem aia uh, populația de pe planetă care beneficiem de apă caldă pă, apă caldă nu mai știu dar de, beneficiem de apă ne facem nevoile în apă nu suntem mulți care ne facem nevoile în apă pe planeta asta nu suntem nici măcar jumate uh, avem electricitate gaze, whatever și internet de mare viteză, și internet de mare viteză da? Uh, suntem în zona asta a comodității care ușor-ușor ne duce la vale. Un emir a spus foarte interesant, un emir, un, un businessman arab a spus, zice, băi, eu am muncit toată viața, am ajuns la nivelul ăsta, mi-am luat un Mercedes. Fiul meu a preluat afacerea de la mine și și-a luat un Ferrari. Nepotul meu va conduce din nou Calo sau camila. Înțelegi? Pentru că a, a, a Măi... lăsat instinctele jos... Da? Da, Iar vestea, cu... ăștia au venit De restul de trei sferturi de planetă Cu vârf de lance, Rusia Cu China, cu toate alea Au venit acum peste Occident Care oricum era la vale Din punctul ăsta de vedere Adică mi se pare că și-au găsit Din punctul ăsta de vedere Contextul absolut ideal în care să fac asta e... Ceea ce pe mine mă îngrijorează Că avem copii frățioare, ăștia ce viață să aibă, că noi am dus-o bine, dacă mă pui să trag o linie... Teoretic, păi da, generația de după noi este care mănâncă tot ce-am muncit noi și ce-am moșterit noi de la părinți și lasă totul de izbeliște să vină potopul. Uh, Într-un singur loc am văzut că ăsta este etos local, uh, adevărat, de fapt, cam tot sudul Germaniei, nu doar Bavaria. Uh, când au venit uh, aici settlerii uh, sași și șvabi, mai ales șvabii au o vorbă că prima generație muncește până moare ca să pună bazele la ce să construiască copiii lor și de-abia de la a treia generație încep să se bucure de fructele muncii dar asta nu înseamnă că se opresc vreodată din construit pentru generația următoare în rest, într-adevăr, asta e rotația de generații. Generațiile puternice nasc generații slabe care inevitabil duc la prăbușirea lucrurilor, la conflict din care se naște o generație puternică. Hai să-ți explic ceva. O, o prietenă da, care a fost și a stat o vreme prin San Petersburg da, mi-a mi explicat următoarea situație la nivel de populație. A cunoscut o doamnă printr-un context, da, o doamnă la 60 și ceva de ani care era foarte bucuroasă că fica ei a început să aibă o relație cu administratorul blocului, pentru că ei aveau dușul la comun și îți venea rândul la duș o la o săptămână jumate, două, și pentru că fica se combinase cu administratorul, da, făceau duș în fiecare zi. Da. Înțelegi? Mai ai seama ce acolo. Nu, trebuie să înțelegi că ăștia vin peste noi. Dar ăștia vin peste noi și cu, cu, cu cum să spun cu contextul ăsta de noi suntem aia purii care venim peste voi decadenții nu, cred există oare și puritate spirituală în sărăcie dar nu cred că cred, cred că în primul rând sărăcia este o, este o, mare, propaganda -o lor. Este o, e o mare frână în dezvoltarea inteligenței uh, nu cred că seninătatea spirituală are ceva de a face cu inteligența și cu evoluția. Adică zen poți să fie și în ultimul grad de analfabetism. Nu e... Depinde de, de, context. Era o burghezie rusească acum vreo 100 și ceva de ani, da? Era o burghezie rusească, țarista, și albii, da? Așa? Care în momentul în care au venit bolșevicii, băi, lor le mergea bine vin, mâncare, se plimbau cu calul dimineața, ok, nu le-a luat mai mult de o săptămână să cerșească pe străzile din Paris. Pentru că au venit bolșevicii, deci lucrurile se pot schimba peste noapte și băi, pe asta pare const, așa mi se pare contextul de acum. Da, e, e greu cu muzicii, să zic. Și e, e greu pentru că, uite, vin, că de au și ajuns la război primii, vin uh, populații dintr-o zonă a lumii unde viața nu are valoare. Nu, Așa e. Nu că e neprețuită, nu are niciun preț. Uh, sunt oamenii a căror dispariție nu, efect, nu afectează pe nimeni. Uh, e foarte greu de evaluat felul în care gândește și acționează un om de ăsta care nu are nimic de pierdut și orice apare în, juc, în fața lui un câștig. Îți dai seama, bă, oamenii ăștia totuși furau veceuri de porțelan din orașele și satele invadate și li se părea că e mare lux. Știu ce spui. Uh. Mai am un exemplu, am un exemplu european. 51 sau 52% din populația Franței nu mai sunt francezi. Sunt alte naționalități și în general venite din alte zone decât Europa. Și cu o altă rată de natalitate decât Și Cu francezii o altă rată de natalitate. De... Germania nu este departe, mai zimi, că mai sunt, Anglia nu este departe. Lucrurile se schimbă din punctul ăsta de vedere, discursul urban, de Isa, urban al lor. Din al nou lor pe mine lor. mă bucură, pentru că uh, singurul. Uh, context în care mai putem să evoluăm ca. O minire este să, mai să se întâmple un... ceva cu adevărat disruptiv. Și fie, din punctul meu de vedere, desfințarea națiunilor, cu totul prin melanjul ăsta in, imposibil de oprit, va duce la o a regulilor pe care le știu astăzi. Dar oamenii ăștia vin cu mai ul de care spuneai tu mai devreme. Se schimbă. În două, trei generații se schimbă Adică și au, au probleme, uh, mulți au probleme uh, pe, pe planul ăsta de religie la ei în țară, de-aia pleacă de acolo și vin aici și vin și îi impun în partea asta. Burca cu așa da, mai... Da, și pe... o să dureze o generație, două, trei adică și... Adică vin din zona unde viața vorbata nu contează atât de mult. Până la urmă omului. te obișnuiești foarte repede cu binele, crede- -mă. Și toată lumea preferă să-i fie bine decât să-i fie rău. Știi povestea cu maimuțele stropite cu apă dacă încercau să cațăre la banana, nu? Uh -huh, uh -huh. Și schimbând, mai, la un moment dat nu mai fusese nicio o maimuță Știu, stropită Știu, Nu genetic, era social. La câteva săptămâni să schimba maimuța din cușcă. Deci, la un moment dat, într-o generație, două, trei, ori să spună, bă, dacă vrem să ne fie bine, trebuie totuși să facem așa, că nu nu știu ce să zic. Mie, adică... Uite, îmi place ce se întâmplă în Iran în clipa asta. Și sunt cu sufletul alături de femei. Băi, bietele femei ale Doamne Dumnezeule, ce și acolo. Da, ce incredibil. Uh, da, noi trăim într-o lume în care ne punem problema dacă e ok sau nu să-și aleagă copiii pronumele la 5 ani sau să-și aleagă pronumele după ce fac 14, da. da, da nu, nu, dar permitem, da, permitem să existe asta și să ne uităm în altă parte, adică Asta, asta e, asta e alt, alt semn, dacă mă întreb al, al decadenței uh, occidentale. Să și simplu un alt semn. Ăstora uh, probabil uh, se pare că suntem prea mulți și hai să, hai să promovăm e și, ori și ce puseuri în, în pop când culture e... și în zona asta ca să, să, nu, să nu stimulezi natalitatea. Întotdeauna când se concentrează prea multă putere, prea puțin mâini, urmează inevitabil o schimbare de sistem. Iar în clipa asta a circulat o memă zilele astea care pune descrie atât de bine situația. Acesta e meteoritul X793 pe care dacă am putea să-l aducem pe pământ, am fi cu toții miliardari. Valorează 10 quadri trilioane quadri, nu știu ce. Asta e din Don Luca. Așa. A, Filmul. Și așa, dar răspunsul e nu, n-am fi toți miliardari. Ar fi 10 quadri triliardari. Așa, da. Adică tot între a 10 s-ar împărți tot. Uh, și. Da, când ajunge o masă critică de oameni în uh, pragul dispărării, lucrurile, paradigma trebuie să se schimbe. Adică e, a, se ajunge la stilul ori noi, ori voi. Am văzut ieri o interpelare parlamentară în. Uh, un, un irlandez. În Dublin, valoarea medie a casei e de 500.000 de, de euro la unui apartament. El stă într-o zonă în care o căsuță de bani. Uh, e 700 de mii, generația de după... Gândește că iau și problema aia mare de tot cu taxă foarte mare de moștenire. Teoretic, Charles ar trebui acum pentru moștenirea de la regină să plătească 120 de milioane de lire pentru o averă de 700 de milioane. Păi să plătească? De ce să Păi nu, chiar se face o petiție în sensul ăsta. Copiii nu vor putea să-i moștenească pe părinți. Dacă moștenești... Asta, asta e o tâmpenie, știu, am mai auzit asta. Dacă moștenești un apartament de 700 de de euro, trebuie să te trezești cu 120 de euro de undeva să-ți plătești taxele, să poți să-l primești. E enorm. Nemai vorbind că nu numai cum? Nu te mai creditează nimeni să cumperi o casă ca să faci un credit de 700.000 de euro, trebuie venituri anuale minim 120.000. Să știi că am văzut o campanie care mi s-a părut foarte toxică, foarte frumos ambalată, că hai să nu mai avem proprietăți, să stăm toți cu chirie. Da, și să stăm și fără chirie atunci. La cine plătești Să ne permită, mă rog... La proprietar? Bineînțeles sau să te trezești până, mai știi cum era p până în anii 80 pe la început când stăteai cu chirie pentru un apartament cu hai să zicem două camere îți mai băga pe cineva Deci, așa da, să funcționează din Ei, dragoste cu, cu cât ai mai puțini cu cât ai mai puțini proprietari de orice cu atât lumea este la o adică mult mai ușor manipulabilă că ai crescut peste noapte nu niște numai, taxe și e... le-ai le Pro proprietatea e o ancoră pentru că oamenii vor să-și apere proprietatea. E, și se merge, era o campanie foarte frumoasă, băi, poți să stai oriunde pe planeta asta, muncești online și nu mai ai nevoie, ești un om liber de proprietate, nu știu ce, băi, mă lași... No, da, păi, uh, nu e un vis atractiv, da. nu e... Da, și ai aia care curăță canalizarea lucrează online din Bahamas de pe plajă, ca aici mă, nu mă prind. Bineînțeles, da, păi dai o aplicație. Da. Ca și aia cu... Bla, bla e, o... pen, pentru mine și pentru foști colegi de mei chiar a fost o soluție să-și ia laptopul în și să o ia razna pe nume să-și facă treaba de oriunde și nu de acum, de acum 15 ani deja. Băi, hai să revenim, hai să revenim aici în spațiul nostru Danubiano Pontic. Uite, tocmai am văzut o știre, a dat-o domnul Rafi la zilele astea. Deci, lasă că am cumpărat un purcoi de vaccinuri pe care nu le-am folosit sub semnătura domnului Cățu. Ce mai face Cățu? Mai există? În fine, rocăru Cățu, Da? A, la micul da. la micu. Uh, eh, acum ci că trebuie să plătim băi, 200 de milioane de euro, noi trebuie să plătim ca să distrugem vaccinurile pe care le-am cumpărat și nu le-am folosit. Nu zic să... Poftim. Anunțăm băieții de că le beau ei. Da. Gratis. E, eh, uh, avem această clasă politică. Această clasă politică este de domeniul evidenței că I I am tot spus asta Băi, nu mi-a plăcut niciodată Adrian Năstase Dar măcar le era pregătit, frățioare Era un om pregătit pe feria mai puțin lui Mai și... pregătit decât Iliescu Care la rândul lui era mai puțin pregătit decât Marii comuniști ai vremii Care la rândul lor era mai puțin pregătit decât Ăia de la Moscova care au pregătit Băi, dar am ajuns la un nivel Se schimbă Jos rău de tot uh, Un uh, vechi amic a scris la un moment dat Un articol foarte mișto Despre cum fiecare generație este mai incompetentă decât cea de dinainte, pentru că modelul sovietic era să nu-i spui niciodată lua la tot ca să vină tot la tine, să aibă nevoie de tine până în ultima clipă, că el nu știe să facă singur tot. Aha. Și întotdeauna să păstrezi ceva. De la o generație la alta lipsesc tot mai multe, până ajunge să lipsească tot. Problema care m-a speriat pe mine este viteza cu care s-a făcut această cădere în incompetență. Pentru că nu mai e vorba de o. Uite, trecerea de la Iliescu la Năstase e subtilă. De la Năstase la Ponta e mai puțin subtilă. Ponta este evident mai puțin educat și mai tupei și mai necioplit decât Năstase. Da, ăștia care vin după Ponta... Sunt 10 clase acum. Acum mi-aduc aminte da. că totuși Ponta era articulat. Mm -hmm. Știu ce uh, Făcea acordul între subiect și predicat. <laughs> Păi, e atât de simplu. Uh, de fapt, da. Din punctul ăsta de vedere, o să-și aduc aminte copiii mei că Ponta a fost un prim-ministru care știa să vorbește românește, băi. Uh, băi am această dilemă, fii atent aici. Uh, Eu. Avem alegeri la peste un an da? sau dacă pleacă, domnul e luat cu arcanul la NATO, domnul minunatul președinte, s-ar putea să avem alegeri la anul. Probabil că următoarele alegeri îl vor avea candidat pe Joana din partea unei coaliții că nu o să fie din partea PSD-ului cu siguranță că Ciolacu nu mandatul place, la nato -lui Joana? Da, ceva. Și cred că este favoritul licuriciului, da? Și el vine, va veni uh, cu două... Bă, îi și văd discursul, uh, discursul, politic public, va, va spune așa, ca început deja. Uh, a fost furat data trecută, nu se spune cu acordul cu ei, da? S-a făcut pactul cu diavolul cu cu Băsescu la furat. Băi, cred că s-a întâmplat asta, cred că doar se... nu se spune un jucător important din tot contextul ăla, dar o să aibă acest discurs și o să ne mai explice cât de important este el cât de important e să-l votăm pe el, pentru că el vine de la NATO și în contextul ăsta cu Balșoi Jihad și cu Marele Urs, da? În contextul ăsta este nevoie de el aici, cum a fost nevoie, vezi, doamne, și de Bun. ciucă să. Asta e partea previzibilă. Asta e partea previzibilă, da? Mi se pare foarte amuzant că partidul care a fost generat de Moscova ca să întârzie pe cât posibil. Acum a devenit foarte. <laughs> Acum foarte. bruselizat. Acum și aduce înapoi reprezentanții de la NATO ca să ne țină pe drumul democrației. deci. Ce? E ce ironie nu, istorică, e... da? Așa. Nu, e. Da, cumva e o ironie istorică, dar e caterincă tradițională. <laughs> Așa. E, și, până una alta, până una alta, contra contracandidatul vorba lui Cristoiu pe care îl urmăresc spune, bă, zice, contracandidatul va fi Ciucă, pentru că Ciucă este singurul contracandidat pe care Joana poate să-l bat. <laughs> Ce mi s-a <laughs> E, dar probabil sau îmi place să cred că așa în virtutea simulacrului, acestui simulacru de democrație cum mai nou avem mai în toată Europa uh, Va, vom avea o dezbatere publică, nu cum a fugit Iohannis de frică că îl face doamna Veorica la, la vorbe. Uh, vom avea o dezbatere politică și uh, Joana va veni cu acest discurs pe care tocmai ți l-am spus. Băi, ce o să spună ciuca? Deci eu sunt curios ce o să spună ciuca. Um, nu știu ce ar mai putea să spună, pentru că în clipa asta Partidul Național Liberal nu mai există. Este un satelit al PSD-ului care face ce decide PSD-ul. Adică nu, e, e și de care formă. care a ajuns cuvă. la guvernare pe cum? Cum a ajuns, la, cum a ajuns pe NL-ul? Pe afară cu PSD-ul. Mm. Eu, eu, eu dacă aș lucra în uh, servicii sau cum ziceam mai devreme, în propagandă, uh, l-aș ghida pe Simeon pe o linie în care să se îndepărteze de discursul prorus, evident, cu mare grijă cu evoluția, să fie reținut pe subiectul ăsta și să pedaleze în funcție de evoluția războiului din Ucraina pe naționalism cu ideea de uh, tradiție. Cât să-și să-și consolideze publicul dacă o uh, cât să scoată o o Românie de aia de basm la iveală de care oamenii au început să uite aia cu peisaje, cu tradiții, cu cântece, cu oră, cu basme, cu, cu vin bon, care cu mâncare, cu petreceri da. de trei zile, cu uh, întoarcerea la natură, cu, are, are, ce să vândă frumos, non dacă Uite că și PSD-ul a avut treaba asta, un... care e o valoare de dreapta. El pentru un partid socialist ca asta am amirat, ei au venit cu România tradițională. Mai ți minte? Au încercat mă rog, nu le-a scris nimeni textele bine. mă rog, asta nu, a fost ideea, cred că în campaniele. contextul ăsta de violență și de frică și de panică uh, un discurs profund naționalist dar estetic și axat pe bine și pozitiv i-ar face de rușine și pe Joana și pe Ciucă uh, și i-ar consolida poziția aia pe care dacă o mai ține Langa curu și o să o piardă eu nu vă păsim eu în stare de așa ceva nu, da, să -așa. le pună probleme Mm -hmm. Dacă ar vrea cineva să-i pună probleme lui Joana. Altfel, Joana probabil o să ducă detașat. Dar... Ca prin brunze, Oricum. Hai să-ți citesc una de la Destul ciucă. de evident, primăria București se va întoarce la PSD. Vreau să-ți citesc una. Adă... Zici? Așa crești și eu. Că seara cu nei de pășii de... Hai să-ți citesc una de la Ciucă. Apărut mm -hmm. acum. Ascult toate genurile de muzică. Acum sunt la o anumită vârstă. Mi-a plăcut foarte mult popular. YouTube și îmi place în continuare. Îmi place și muzica populară, Chiar mai mult, activități normale sunt un om cât se poate de normal. Păi ce-o fi înțeles Ciucă din YouTube, mă. El în calitate de, de, de uber-masturban-fuhrer la statul major. Nu știu, El, cum să spun, băi, că că când ești general și lucrezi la, la statul major, ești, în primul rând, foarte bun organizator. Băi, n-am văzut asta la Ciucă. Uh. Nu știu, stai să-ți organizezi o propoziție în cap, două încolo, de treabă. Alte activități, două normal cred că mema anului la muzica a fost aia cu ce ar fi dacă într-o zi ne-am trezit toți că de fapt nu-i place nimeni lui YouTube și doar ziceau așa de complezență. Da, ce fai s-a întâmplat și cu Bono ăla. Da. A, reușit să ne obosească. Da, 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 ajuns la un nivel de hate peste noapte cumva. Well, stop clapping, your mother. Ce facem? Da, da, da. Hai să o povestim pe asta, că lumea nu știe sau Ce, cine la, nu știe. Deci era un la, concert era YouTube, un concert Și, și Bono a început să aplaude. Rar, un, la o secundă. La o de secundă. fiecare dată când bat din palme, un copil din Africa moare. Și un irlandez matol, din primul rând. Păi nu mai bate de palme, idiotul. <laughs> Foarte bun asta și s-a întâmplat pe bune. Adică nu e, nu e banca. E cu atât mai bine. Da. Okay. Da. O, <laughs> sunt oameni care se iau prea uh, în serios. Oameni care. Uh, vor să le laude toată lumea aura. Uh, e o invazie de giză și de profeți și de... Să știți că foarte atent la actorii ăștia moderni. Apar tot de actori moderni ai prezentului pe tot de, 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 paliere. Uh, ai pe Elon Musk uh, în, într-o paradigmă destul de interesant. <laughs> da. ai pe un băiat... La uh, 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 Nu știu cum, Tate? Andrew Tate, știi? Na, 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 nu nu ești în treburile astea. Deci Andrew Tate, ce foarte interesant. Andrew Tate este un băiat care part, uh, uh, pare uh, foarte repede un cocălăraș Știi? Ceea ce se numește aici bombardier și nu știu ce. El un tip de mascul alfa uh, cu un tată care uh, a fost campion la șah. Așa, deci el vine din zona asta și el a ajuns și el la o performanță la șah, după care s-a băgat în, în kickboxing și a câștigat for real în niște campionate pe la categoria lui de kickboxing și acum învârte afaceri, business-uri și are un discurs foarte de alfa, ceea ce se numește masculinitate toxică, ceea ce în tot contextul ăsta foarte progresist, bă, omul și-a luat o grămadă de hate, dar el și-l sumă și mă rog, a intrat și niște scandaluri cu niște femei, bineînțeles, nu știu cât de reale sunt sau cât de vor să-l canceleze și pe ăsta, dar omul a ajuns să fie un soi de, de influencer da, pentru generația de băieți de 14-16 ani. E foarte interesant, mie îmi place de -a. În fine. O un link. O să-ți trimit un. Uh, Spre exemplu, l-au întrebat, să-ți dau un exemplu de, de ce tip de discursare. L-au întrebat, băi, dar tu ce consideri, de fapt? Care, care, suntem mai deștepți, bărbații sau femeile? Și el a spus următorul lucru, ce zice, bă, există o buclă, da? Cei mai deștepți și cei mai proști din lume. Și într-o parte și în alta, da? La extreme, Uh, cei mai proști oameni din lume sunt bărbații, cei mai deștepți oameni din lume sunt bărbații, femeile sunt la mijloc. Băi, mi s-a părut foarte interesant ce a spus. Și zice, băi, vin din zona șahului. crede credem, în zona șacului este un tip de performanță, femeile nu ajung în zona aia de, de performanță. E, și că tot am ajuns la vedete, uh, în tot contextul Asta ăsta? Sunt, am și un lapsus ăsta care l-a jucat pe Bane în Batman, super băiat englez serialul tabu. Zi. Că-l căutăm. Ai găsit? Nu, asta... ziceam să nu fiu politicos. Stai că-ți mai dau eu unul da. acum. în tot contextul a... ăsta, un domn la vreo 80... Tom 80... Harvey. Tom Harvey. A, ok. Abia a câștigat și el un uh, concurs de MMA și pe bune. Păi e important. Băi, un tip și, de disciplină, acolo i niște băieți El n-are aere de și așitra și uh, persoana mie îmi place foarte mult hard. Hardy uh, Un alt personaj care a ajuns și la o vârstă și și-a luat o nevastă tânără și insistă să fie insistă să fie uh, în continuare uh, luat în seamă bănuiesc mai mult să-și impresioneze tânăra soție. E un băiat pe numele lui Roger Waters, îți sună cunoscut. Săracul, da. L-am da. iubit foarte mult pe omul ăsta. Acest Roger Waters a apucat să scrie scrisori. Acest Roger Waters i-a scris lui doamna Lucona Zeleanska că să insiste pe lângă soțul ei să oprească măcelul pentru că pot să facă asta. Aici ești de acord cu el. Acest domn Roger Waters tocmai a trimis o de peșă și deschisă, cum se trimite, și domnului Putin, pe care l-a întrebat, a pus o întrebare destul de ticăloasă, acolo zice, nu ți-ar plăcea să prinzi sfârșitul acestui război? Dar vine și el, Eu nu m-am prins dacă uh, el e un da, și, să fie și cred în că a devenit e. victima acestui fenomen în care oamenii vor să-și facă halou ăla de uh, este un branding de persoană acum, un branding cred de... Cred că sunt oameni prea mult băgați în seamă care s-au îmbătat de adulația maselor. Eu l-am iubit foarte mult pe Roger Waters până acum vreo 80 ani când a început să o ia razna pe bune. Uh, se bagă și el ca un scan lapte în diverse. Acum vreo patru ani le-a scris ăsta la, de la Radiohead să nu cânte în Israel. Uh -huh. Că și Israelul mă celește apar. Bă, dar vezi bătută ce orbată. Eu îți spun ție să pui Leuștean un loc de Tarhon. Vezi bă, Din punctul ăsta de vedere, eu sunt foarte volterian cu Il Foc, Il jardan, Son Jardin, știi? Bă, da, cum mănânc eu ciorba, e treaba mea, cum mă tu, e treaba ta, tu ce o faci, eu nu fac bine, nu. Uh. să ce? Care, nu. Care este motivația din spatele acestui gest? Crede că dacă îi scrie lui Putin se oprește războiul? Să scrie lui Zelensky, ce să oprească războiul cum? Bă, eu gata, mi-am pus până în fund, am plecat mm -hmm. din țară. Hai mă, armatele rusești, veniți aici, faceți voi ce vreți. Hai să fiu l până la capăt. În, afară de faptul că are o nevastă mai tânără care a să-i dovedească că este încă elocvent și contează, omul are și un turneu care urmează să înceapă și ce mai frumos de, de, de promovat turneul decât asta. Tocmai au cancelat polonezii, s-au supărat pe ceva ce a declarat el cu Putin, cu Zelenski, au fost tot asta și au cancelat concertul. Foarte bine. Hai, uh, uite, apropo de ironie. A fost o reclamă foarte bună la, hai să nu dăm lumea, o băutură acidulată transparentă la un moment dat, cu l-ai lăsat pe Shaquille o să te opereze de inimă sau pe creier, l-ai lăsat pe Shaquille să schimbe miezul de plutoniu la centrala nucleară? Nu, atunci de, de ce să-l lași să, să spună ce să bei? Fă mă, ce vrei tu. Și ironia face că acum de curând am văzut că nu știu dacă omul a avut un blocaj mental sau atât al duce capul, cum, o, nu știi rețeta lui Șachironiu să faci economie la benzină? Nu. Nu pui decât jumătate de rezervor. Deci, oamenii se stresau că a ajuns 80 de dolari plinul. și face, nu, că eu fac economie. Păi cum? De fiecare dată când ajunge la jumate, eu adaug de 20 de dolari. Păi da, și în continuare, benzina care încapă la tine în rezervor costă 80 de dolari. Păi nu, nu, că pe mine mă costă doar 20 și după aia mai, când ajung iar la jumătate mai pun de 20. <gântu -i> și tot încerca să... Băi, deci era tripat rău pe treaba asta și încearcă o emisiune întreagă să demonstreze care are dreptate. Deci am rămas șocat. Dar, dar mă rog, într-adevăr, dacă atâta poate, atâta poate și poate e bine să nu-i lăsăm pe oamenii ăștia să uh, ne spună să ne opereze pe crești și să ne schimbe plutonul din reactor. Uh, o fi un muzician de săvârșit, o fi fost un poet bun, uh, poate e în continuare, uh, acolo îi se termină expertiza și nu a, nu cred că are studii politice. Omul e arhitect la bază, nu? Habar nu. Parcă, nu a... sunt specialist în Pink Floyd, pe pentru mine mi se par uh, prea. Uh, un tip de elitist de stat de funfleu abisal, pot să înțeleg, îmi place, Pink Floyd nu mă deranjează niciodată, nu rezonez foarte tare cu Welcome to the Machine și astea, adică mie, mie îmi place la lăutărie, la... <fixi> 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 Zava exact. Păi, da. normal, uh, nu, acolo îi se termină omului expertiza. De ce ai, -ai ascultat un arhitect cum să-ți camera aici sau să faci balansul de alb, adică Corect. Arhitectul poate să spună eventual că sunt 140 de nuanțe de alb în care să alegi pentru peretele ăsta, dar și ai treaba de designer, doar care are el sub calificare de designer. Păi, mai e o treabă neregulă cu Occidentul. Liderii occidentali, ăștia care sunt, băi, sunt foarte îmbătrâniți. Uită-te la asta, că la Biden, că scapă pârțurile <sus> și nu știe de capul. Băi, lasă-mă să fiu îngrijorat când... L-am aici pe marele urs în jugulară, care vine cu mutări de șah din ce în ce mai periculoase în tot contextul ăsta. Îl văd pe la pe toate conferințele, nu știe unde e și ce îi se întâmplă. Liderul din partea cealaltă, înțelegea Imperiului. Spre deosebire de Putin, totuși, Biden nu este chiar dacă este un ales. El este reprezentantul grupului de interese care a câștigat alegerile. Uh, poate să fie orice acolo, inclusiv uh, un câine sau o păpușă de cârpă. Uh, că ne prefacem noi în fața oamenilor că e un om cu voință proprie, cu personalitate și care spune ce e în capul lui, vrem noi să ne amăgim. Uh, suspension of disbelief. Când intri la cinema, accepti că așa e povestea. Oamenii zboară și draculasere pe ochi. Uh, în partea asta, înaltă al este un om real care a supus o națiune, care controlează o armată și care face chestii pentru că lumea ori se teme, ori este interesată să facă lucrurile care îi convinui. Păi, uh, a fost acea întâlnire de nu, la... Nu, nu, nu poți să-i compari. Dacă vrei să-l compari pe Putin cu ceva, îl compari, da, cu grupul de Big Pharma, Wall Street Boys și producători de armament știu, e multă de Statele de deci nu, nu, cu Biden direct. Că nu e... -are nicio treabă. E, vorbeam de un tip de, de liderii Occidentului, de toate felurile, de gen Roger Waters, gen... Li da, liderii sunt bătrâni și nu mai inspiră. Uh, Soros, ăla, uh, 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 cum îl cheamă, mă, toxicul ăla de la Davos, e unul la Davos nervos, nevoie mare, care explică el cum deține puterea acum <laughs> și fac nu știu ce. Mă rog, sunt vreo doi la... Deci sunt, sunt foarte îmbătrâniți liderii de acum, ai Occidentului. Uh, o generație slabă nu produce lideri, da. Versus ce mai tânăr, e Macron. Băi, nu ar trebui să îi faci un, un, un consult psihiatric înainte să devină președinte? Adică tu ai 20 de ani și te căsătorești cu imaginea mamei blasă. Da, asta e chestia de gust, mă lor. că de gust, sunt îngrijorat cu complexul ăsta matern. Oamenii în funcție cheie cu complexe materne. Nu știu ce să zic. Deci, eu am învățat în timp că dacă omul bea vinul de mi se crece cu sifon și ai plăcerea lui, mă bucur că el se bucură, înțelegi? Eu cel mult pot să-i spun, Ok, dar orice bei, încearcă să eviți buturugaia care îți umple vinul de mitilic, nu o face cu hibrid de la către la să-i zic ceva de bine pentru fica creier, nu... Dar dacă omul bea o tămâia să rămânească de mii dulce, de 15 lei la ușor oxidată cu sifon și ai plăcerea vieții lui, cine o să-i spun că nu are dreptate? B Că... E și un sfârșit de epocă. A murit Regina. A murit uh, Zi, uh, Gorbaciov. Nici eu nu mă simt prea bine. A venit. Bă, ce, a, asta asta mi-a plăcut. A venit domnul, domnul Ion Iliescu, da? Domnul, fostul nostru președinte Ion Iliescu. Nu n-a murit, este încă în viață. Uh, eu nu sunt din categoria să moară oară Iliescu. că mult nu mai are. Dar uh, ce mi-a plăcut ce mi s-a părut hilar, deci domnul ateu, cum era, avea el, când întreba de credința în Dumnezeu, avea liber o cugetător, liber, domnul liber cugetător, a făcut publice și la moartea lui Gurbacev și la moartea reginei câteva cuvinte, da? A spus și el câteva cuvinte, mai ales că cu Gurbacev a fost mână în mână, știm foarte bine treaba asta. Acum, eh, ambele... Uh, texte pe care le-a scris se terminau cu Dumnezeu să-i odihnească sau să-i ierte. Băi! Păi, se apropie vine... și el, na. acum când... e mai greu să fii liber cu jetător când duci să apă groapa peste străbugar, adică te mai gândești și tu, se integrează în univers, rai, iad, alea, alea energie cuantică. Băi, hilar! Da... E de înțeles, la nivelul mânclării e de înțeles, dar lasă-mă să... Gândește că omul ăsta, a trăit mai mult decât la ținut răbdarea pe fondatorul de la amuritiliescu.ro uh, A, muri, a da, fost un site fost care un număra site. zilele de când s-a pus întrebarea, nu a murit Iliescu, nu a murit Iliescu, a trecut o zi, două zile, cinci zile, șapte zile. A murit site-ul ăla, dispărut domeniul. nu mai exista, am verificat de curând sau <laughs> fi murit fondatorul și s-a suspendat autorul. Posibil să se fi întâmplat mai degrabă asta. Băi, viața și are tot soiul de ironii de astea, n-ar fi vreo mirare. Da, eu mi-aș și dorit totuși să trăiască cât să vadă măcar o noapte în pușcărie, da. Păi, știi că La vârsta lui nu o să mai ia nicio noapte de ares măcar. Chiar a... dacă e dovedit, nu mai... E... am impresia că e ilegal. O să facă ares la domiciliu, adică... Da, nu se mai întâmple nimic, a scăpat. A scăpat cum au mai scăpat unii. Sunt unii care scapă pur și simplu. Interesant ce s-a întâmplat cu Băsescu. Că și el cumva a scăpat, dar n-a scăpat în tocmai. Da, în fine. Și foarte interesant aici, cel puțin în nenorocirea noastră aici, la marginea Orientului. Băi, mai toți liderii ăia, da, care e bă, Aduți aminte de Adrian Năstase, care avea patru știri pe buletin de știri, da? Aveau știrile de la 7 seara, da? La toate televiziunile și patru știri erau cu Adrian Năstase. Deci era ca Ceaușescu în casele noastre, mai mult decât Ceaușescu, că acolo erau două programe, două ore de program. Băi, s-a întors ca un bumerang, știi? Uite-te ce o să se întâmple acum cu ăștia. Chiar am propus că m-am amuzat și de treaba asta. Acum mă crezi că nu știu cum arată ciucă. Habar -am. Uh, am propus, uh, uh, cum zice, băi o televiziune îți consumă foarte multă energie, Cred că de când a fost ar Grindianu trebui să revenim ministru... la două ore de program pe zi, ar fi suficient. Grindanu este ultima, ultimul personaj cu care m-am familiarizat cât de cât, pentru că au fost niște legi atunci care mă interesau pe mine în mod direct. Să ne înțelegem, eu nu sunt complet neinformat, dar prefer să mă informez despre ce mă interesează, care e fiscalitatea la IMM-uri, ce chestii de asta. Uh, uh, nu pare să fie cineva care să aibă vreun tip de viziune în zona asta de economie. Nu, noi n-am mai produs lideri politici Singurul și el a ținut și împins de năstasea părut o vreme ponta și s-a dus de rupă pentru că și-a dat singur cu tesla în nas? Se uh. pare că a și suparat niște. Sunt unică. Măi, ce mă îngrijorează din nou la, la tot ceea ce presupunea Occident este că parlamentele sunt din ce în ce mai slabe și democrația este din ce în ce mai mult un simulacru. Și dacă lucrurile stau așa. Ca mărul care se strică dinăuntru, băi, normal că în momentul în care vine un pericol din afară, ești mult mai vulnerabil de atât. Și bă, cred că toată Occidentul ăsta, cu toată bunăstarea, este într-un mare pericol acum și este la vale. Asta este o să mare vină, O să vină probabil confruntarea definitivă între individualism și cei care au nevoie de, de codependenții care își doresc paternalism. Hai, că te... Aici e, aici văd bifurcația în care ne aflăm cu, cu toți politicienii slabi lipsa totală de lideri. Ori ne creăm o societate civilă puternică și bazată, cum spuneam, pe individualism și dusă spre minarhismul ăla la care visez eu, în care, ok, 10% din ce fac dau statului să existe și la revedere. În rest nu vreau să am altă interacțiune. Uh, ori o să în masa din ce în ce mai needucată o să ne recunoaștem neputința și o să zicem bă, e mai bine cu un despot luminat care să ne spună ce să facem decât că noi lăsați de izbeliște pe câmp Orba aia, reușim să ne împiedicăm de un frigider Mai, Treaba asta cu capitalismul. capitalismul, spre diferență de comunism, el a, devenit, a venit de la sine. Da, prin schimburi de organizare și S-a da. ajuns la un vârf destul de toxic de capitalism, în care, de pildă, hai să-ți dau un exemplu, există trei sau patru mari operatori de supermarketuri de hrană. Da? Și acești, acești oameni... Trei, patru mari producători de hrană. Da, a, a, vânzători de hrană, că nu știu dacă se și producători nu și 3-4 producători concentrați. Da. Uh, ei au niște angajați, da? pe care îi plătesc în România, îi plătesc foarte prost. Și, mă rog, am văzut că mai angajează ce, ce, nu mai intră pe piața muncii 50+, plus, îi plătesc foarte prost, îi muncesc foarte mult. E, dacă tu, angajat, vrei să te muți pe, pe jobul tău, de la o companie la alta, ei sunt vorbiți între ei și îți dau aceiași bani. Înțelegi? Ceea ce mi se pare, adică, păi stai mă, ca ideea de capitalism, nu? nu presupune o concurență? Nu presupune o salarizare mai bună? Nu presupune toate aceste aspecte? Nu, ne Tu vorbești de zone limitrofe salariului minim pe economie. Am mari întoari că dacă un director de achiziții pe spiritoase, de exemplu, sau un director de comunicare are o contribuție enormă în creșterea rapidă a segmentului de care se ocupă sau a companiei în general, ăla nu o să fie supra ofertat de ceilalți așa, în virtutea înțelegerilor. Că se referă la oamenii care alimentează rafturile și, și dau cu mopul pe jos. Sau... acolo e treaba. Hai să-ți să dau un exemplu. Nu, acolo, nu să e normal, dau un nu, acolo nu cred că e atât de înțelegere că toată lumea vrea să tragă cât se poate de jos. Deci dacă legea te obligă să-i plătești la 10% pe vechime și salariu minim, atât ai, nu-i dai niciun leu în plus. Îi dai cât să nu fie ilegal. Trebuie să-ți explic un aspect uh, uh, pe care mi l-a spus o prietenă, am și eu o prietenă care lucrează în, uh, într-unul din acești mari retailer, da? uh, A fost și lucrează la nivel de ceea ce se presupune la companie middle management. Și middle managementul a fost într-o zi chemat la o mare ședință că vine șeful cel mare. Și vine șeful cel mare și explică așa, Walmart, 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 care nu există în România, este în momentul de față locul 1 în lume la vânzări și își permite să dea celui mai prost plătit angajat oamenii care se ocupă de curățenie sau de pază, habar n-am, salariu dublu salariului minim pe economie din țara respectivă. Au ajuns la nivelul ăsta pentru că sunt cei mai buni. Noi de ce nu suntem acolo? Că uite, noi suntem pe locul 14 sau 15 sau 16. <laughs> Și, fix când a început să măgară să se obișnuiască să trăiască fără mâncare, a murit. Exact. Și s-a explicat la un moment, a, nu, și a, a, a acuzat că, uite, la noi, de pildă, există corupție la nivel de raft. Ce presupune corupția la nivel de raft? Că tu, care vin, să zicem, hârtie igienică sau vin. Nu mai vorbești cu compania mare să, când te duci să-ți vinzi hârtie igienică sau vinul în, în magazin, ci vorbești cu ăla de la raft. Și nu-i plătești companiei, vorbești, ala care e plătit, vai de capul lui, are 50 plus de ani uh, și e plătit cu salariu minim și îi mai dau lui la 100 de euro pe l la prins pe Dumnezeu de picior. Păi da, nu, și că îți pune, la se întâmplă. Îți pune marfa mai în față, fără sau ca retailerul cel mare... Că ți-o pune. Pentru că se golește raftul și nu îl umple nimeni. Ok, deci știi foarte bine treburile astea. Yeah. I -a -i. Și uh, când i s-a explicat uh, da, lui director că... Contracte direct cu omul care umple raftul și sunt alte uh, alți furnizori ai retailerilor care își trimit oamenii de vânzări dimineața și seara au lista de magazine pe care trebuie să treacă toată ziua și se duc angajații furnizorului să umple rafturile. Asta se întâmplă în continuare și știu și exact. pe mine m -a, mi s-a părut total aberant următorul aspect. Deci vii tu, domn director, care îți cer, cerți middle managementul, că există corupție la nivel de raft, dar știi că ăia care se ocupă de rafturile respective sunt hămăliți. Și n-au cum să trăiască din banii pe care îi dai tu. Și n-au cum să trăiască din banii pe care îi dai tu. Uh, dar tu nu ai o problemă cu asta și nici măcar nu strece prin cap să-i plătești mai mult, mm -hmm. să le fie mai bine și să fie win-win. Dar vii și reproșezi treaba asta uh, middle managementului. De ce faci asta? Care este? Cu ce ajută compania să se dezvolte? E un discurs aberant pe care, în care justifici un salariu că ai venit și ai ținut un discurs. N-a rezolvat nici cum problema. De ce ai ținut mâncația ședința aia? Pentru ce? Ai rezolvat ceva? Nu! Să le lași celorlalți. impresia că dacă or să muncească și o să evolueze și toate chestia, o să crească, la un moment dat o să câștige banii pe care îi plătește Walmart, adică dublu salariului minim. Și, fii atent, la salariu minim este o problemă. Uh, bai, eu sunt mână spartă. Eu nu am reușit toată viața să pun leu pe leu sau ceva de genul ăsta, nu există conceptul. Nu no, ești singur. Dar. Uh, m -am, m -am, m -am, am perioade în care uh, am mai puțin bani la dispoziție și sunt cât de cât chipzuit, adică, na, în săptămâna aia nu mai au brânză albastră, iau brânză -au, nu-mi iau la de 36 mi-au paia D. Uh, omule, sunt zile în care îmi vine să plâng gândindu-mă că am am dat o tură pe la două magazine din care mi-au sărit 100 de euro de un buzunar. Scurt, dar fără întrebare, un săculeț de mâncare de câine cu două paduri, cu ceva de mâncare de acolo, cu ceva de gătit de aici, 300, 400. Știu, vorbeam cu un prieten, cu un prieten comun. Tu îți dai seama că o familie normală, fără rată, fără datorii, fără credite, de niciun fel, cu un copil în București, sub 1500 de euro pe lună, nu poate să trăiască? Știu. Că două salarii de adulți minime pe economie, cu tot cu alocația copilului, și nu se ridică la 500 de euro. Deci, e... la magazinul din colț, acel magazin pe care îl știm cu toți, și cu 100 de lei, ieși cu două sacoșe, ești cu jumătate sacoșe. Da, păi. și am ajuns în situație și salarii nu prea au crescut la nivel mult, de populație salarii nu prea au crescut da, sau... Putin e de vină păi și el da. <răș> și noi toți și noi toți și eu și tu uh. da, am fi putut să facem mai mult Trebuia să ne implicăm, trebuia să ne dăm măsura, trebuia să facem tot ce putem. Da, și cum la omul sărac, nici băi nu trag, domnul Radurize a, a venit și piatra care mi-a stricat via, firar să fie. Mi-au cam de de meu care făcea vin la subsolul blocului și într-o zi a scăpat, i-a alunecat o damigeană de 50 de litri și a spart-o de. Da, de, sau 50 de litri s-au dus pur și simplu. Deci o săptămână n-ai putut să te înțelegi cu el. Nu mi se pare normal. Da. Uh, e muncă în zadar uh, e foarte nasol să pierzi ce ai făcut cu mâna ta și nu zic că au fi fost vinul bun sau prost, că bun n-are cum să fie, dar uh, e făcut de tine e atât de prețios încât nimeni nu are dreptul să spună că nu e bun e altul, e ca și cum i-ai spune cuiva care copilul urât <laughs> <laughs> nu, e, nu se face așa ceva uh, vinul ăla e cel mai bun pentru omul ăla și să pierzi așa ceva, într-adevăr, e o dramă. Băi, hai să închem, am citit. Există această sursă de umor mai nou pe, pe internet. Dacă mă întreb, Facebook-ul a ajuns un soi de ministerul urii. Deci este în tocmai ca în 1984, avem în sfârșit un minister al urii. Asta este Facebook. Și mai constați o treabă, în, în 1984 se vorbea la un moment dat de o a limbajului. Că trebuia să reduci limbajul la a, minimum da. necesar, cât lucrurile să fie fără echivoc, echivocles, da, și bă, să ne înțelegem, ceea ce sără, sărăcea și inteligența și nu știu ce suntem în situația asta. Avem Ministerul Urii, avem o, o sărăcie în limbaj. Sunt oameni pe stradă, dacă nu știu dacă ți se întâmplă, mie mi se mai întâmplă să mă întrebe cineva cât e ceasul. Da? Că n-au telefoane mobile, nu, în fin. Băi, când eram eu copil și mă întrebai pe cineva cât e ceasul, mă eu nu vă spălați să-mi spunești mie cât e o oră. Băi, cât e ceasul? Cât e? acolo. Ai un foc. Da, am făcut. Da, da, stai frate un pic. Deci s-a sărăcit. Ei, și suntem în situația asta. Am găsit o memă că asta m-a amuzat și vreau să încheiem cu asta. Ursul la est, ursul la vest. <coughs> 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 Sună îl costel potreșcana. Nu știu de zbrici Un caricaturist e în stilul lui. Ah, am înțeles. Ursul est, Ursula vest. vest. Uite, ne-am băut vinul ăsta și băi, îmi place să cred că ne vedem dacă nu pun la sfârșitul anului ne mai vedem și la anul, în aceeași situație. Sănătoși e, și Eu vin și... am, zis, cum do și... ți-am zis. Cu un duci am, dai un semn. A, și eu vin diesel. <laughs> Hai, subscribe everybody. Mulțumim că ați cu noi seara bună, papa. Pa. Pace. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast. Nu futilități.